prin implementarea proiectului intitulat Sistem Interoperabil Centralizat pentru Evidența Apostilei Eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative, autoritățile își propun dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic menit să asigure interoperabilitatea sistemelor informatice folosite de către instituțiile prefectului pentru eliberarea apostilei. În acest sens, se utilizează o bază de date centralizată a Ministerului Administrației și Internelor, actualizată în timp real. Noul serviciu public oferă astfel posibilitatea consultării bazei de date privind apostilele liberate de instituțiile prefectului din întreaga țară. De rezultatele proiectului vor beneficia în primul rând persoanele interesate să verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român și aici exemplificăm angajatori, mediu de afaceri, autorități și instituții publice, respectiv instituții de învățământ din cele 108 state semnatare ale Convenției de la Haga în contextul globalizării pieței forței de muncă și a liberei circulații a persoanelor și serviciilor. Proiectul se implementează din anul 2013, însă a devenit funcțional abia de la finele anului 2014. Valoarea totală a programului este de peste 2 milioane de lei.